Comentariul episodului 733, Manet, sezon 4. Când se trezește, Poiraz vede că Nana plecase, așa că o sună și ea spune că e la farmacie pentru că nu se simțea bine și a cumpărat niște medicamente. El propune să o ducă la spital, însă fata spune că nu-i nevoie, o să ia ce-i trebuie și înghite pastilele. Fata își amintește că stătuse mult pe munte și acolo era frig. Poirază și amintește cum ea se îmbolnăvise data trecută folosind praful de crâtă ca să nu mai plece în luna de miere. Atunci o întreabă ce fel de boală era asta, de unde venea. Fata răspunde că îi fusese fric pe munte, probabil răcise acolo. Poirază îi spune că speră să nu fie ceva grav, după care îi zice să vină acasă că ce o așteaptă. El se gândește că de data asta nu va scăpa de el. Nana stă întinsă și îi spune că nu era momentul să se îmbolnăvească, urmau să meargă la cafenea să bea ceai să vorbească. Promisese, așa că trebuia să facă efort să se ducă. Oftează strănută ca de iar în pat, intră el și spune că nu văzuse când s-a întors. El se apropie mai mult și urează să se recupereze curând. Dacă stătea în pat, înseamnă că se simțea foarte rău. Ea menționează că luase deja medicamente, dar tot rău se simțea. Fata spune că o doare tot trupul ca și când ar fi fost lovită. El nu prea e convins și o întreabă cum de se îmbolnăvise așa deodată. Mai bine ieșea la aer curat. El îi cere să se ridice și să depășească boala. Ea întreabă dacă el credea că în felul acesta se va recupera mai repede. El răspunde că se mai îmbolnăvise ea, dar se făcuse bine ulterior. Nana strănută iar se ridică și amețită fiind îl urmează pe poiraz. Ajungei ei doi la cafenea, el crede în continuare că ea se preface, dar de data asta nu o să-l păcălească. El spune că în sfârșit au ajuns acolo. Nana comentează că într-adevăr mereu intervenea ceva. El vrea să continue ce începuse în luna de miere, explică. Însă exact în momentul acela ea strănută. Ce sănătate și adaugă că de mult timp voia să-i spună că... Nana strănută din nou. El îi urează sănătatea să fie binecuvântată. Poira repetă ce începuse să zică înainte, ea strănută din nou și varsă ceaiul. Își cere scuze zicând că se întâmplase din greșeală. Poira zice că nu-i nimic, fata comentează că era teribilă acea boală. Poira să-i atinge fruntea și declară că nu avea febră. El ia de la capăt fraza, ea strănută iar. El îi dorește o viață sănătoasă să aibă parte doar de lucruri bune. Fata spune că nu mai poate respira și se simte tare rău. Cu toate astea îi zice lui să continue. El își reia propoziția, dar ea îi spune la un moment dat că are probleme cu stomacul și fuge la baie. Păi era să întreabă dacă boala era falsă sau adevărată. Ajungând acasă, o ajută să se întindă în pat. Ea își exprimă regretul că nu au putut vorbi, adaugă în schimb că simțea că leșină. Strănută iar, Poirot să întreabă dacă era sigură că nu voia să meargă la spital. Ea spune că nu, nu, dacă se odihnește, îi va trece. El opinează că cel mai bine o vor întreba pe nazul când vine de la serviciu. Poirot se uită în sertar, dar nu era credă deloc acolo. El întreabă dacă putea să facă ceva pentru fata, iar răspunde negativ. Atunci el iese din cameră. Se gândește că nu îl lăsase să vorbească, însă realmente se simțise foarte rău. Nana e tristă și continuă să strănute. e nervos oftează, se întreabă dacă ea se putea preface chiar așa de bine. Jansel îl vede și îl întreabă dacă are vreo problemă. Plecase, se întorsese repede, acu era supărat. Poeraz răspunde negativ. De fapt, a vrut doar să-și dezmorțească puțin picioarele. Acum va merge să ia un pic de aer până când ea se odihnește. Jansen le spune că nu înțelege ce se întâmpla cu ăștia doi. Sosește Genet și Johnson spune că nu înțelege în ce situație era Poira și Nana. Poira se plimba nervos de la un capăt la altul. Genet, supărată, o informează pe sora ei că rufele lui Shahin așteptau să fie călcate. Erau vase de spălat, era treabă de făcut, așa că mai bine lăsa îndelenicirea asta de detectiv și venea puțin în ajutor la treburi. În ultimul timp, adăugă Genet, Jansel nu prea se ocupase de casă cum trebuia. Jansel se duce repede la ea și îi spune că o va ajuta cu siguranță. Mărt la atelier face exerciții, cum să-i spună Lunazul despre sentimentele sale. În cele din urmă, mai pe scurt, o să zic așa, vreau să mă deschid către tine. Sosește poera și laude. El îi spune să se deschidă ușor, al minter se va neca. Mărt se ridică în picioare și explică lui poera că speria se. Atunci Păiraz comentează că asta însemna că lui Mărtă era frică. Mart recunoaște, așa era. raz explică că astfel nu funcționează lucrurile. Apoi îl întreabă dacă fata era interesată de el. Mart răspunde că nu știa. Păiraz atunci zice să deschidă un canal de comunicare între el și acea fată pentru că Nana îl învățase bine. Era important să se apropie mai mult de fată ca să există de a deschide o conversație cu ea. Marț spune că se temea să nu fie refuzat. Păi Raz întreabă de ce, care ar fi motivul. Băiatul răspunde că se temea de reacția familiei sale, să nu se supere. Păi Raz întreabă despre ce familie era vorba, însă, până la urmă, nici asta nu avea importanță, importante erau sentimentele ei. Apoi el povestește că a dus-o pe nana la cafena, dar scănutase așa de mult, încât n-a reușit decât să-i ureze sănătate și viață lungă. Mă întreabă dacă cumnata era bolnavă. Poiraz răspunde că nu știe dacă era sau se prefăcea. Mărg zice că ea fusese pe munte și era posibil să se fi îmbolnăvit acolo. Era fric sus. Poiraz zice că și ea zisese la fel, dar poate că dorea să continue tot așa, poate că era teamă să recunoască ce sentimente nu pentru el. Mărg opinează că Poiraz trebuia să-i zică primul despre sentimentele lui. Așa era destinul și tot el de părere că nu era important ca ea să fie sau nu bolnavă. Important era ca el să-i spună totul, indiferent că e sau nu e sănătoasă. Păi îi spune amicului său că avea dreptate, într-adevăr, și pleacă. Mărt continuă să facă repetiții pentru nazăl. Nana se deșteaptă și își face cura să se ridice, al mintei, el va crede că o să caute scuze și îl înșală din nou. Își spune că e puternică și se va ridica, așa că se ridică, își spune să nu se dea bătută pentru că va depăși boala, apoi strănută iar. Încearcă să meargă, intră boiera și o întreabă de ce s-a ridicat, Ea răspunde că nu voia să stea culcată, ci să învingă boala, să vorbească cu el. Bărbatul îi cere să-l asculte, că își nu voia să piardă timpul. Nana spune că mai întâi el trebuia să o asculte pe ea. Nana încearcă să zică, eu, eu, Mă simt foarte rău și voi leșina." Fata leșină în brațele lui. De acum Păras nu mai are dubii. Ea era cu adevărat bolnavă. Ajunge în alță și o informează pe Nana că avea temperatură mare, 40 de grade. Exact așa erau multe cazuri care le venise la spital. Febră, strănută, debilitate fizică, era o epidemie. Nazel spune că în felul acesta trebuia să se odihnească bine câteva zile, pentru că era ceva contagios, ceea ce înseamnă că Nana trebuia să intre în carantină. Era periculos pentru câteva zile ca cineva să intre la ea. Păi Raz protestează, spune că nu era posibil așa ceva, nu o putea lăsa singură, se va ocupa el de soția lui. Genet îi zice că ea nu -l găsise pe stradă, doar auzise ce a spus Nazel, era contagios, nu purta mască, așa că trebuia să iasă din cameră. Poi însă spune că nici el nu a întâlnise pe Nana în stradă. Nana îl privește. Jansel spune că tocmai de acolo o luase. Poi și își întreabă cum Nata despre ce vorbea mai exact. Apoi adaugă că își poate pune o mască. Nazl cere fratelui său să nu facă asta, dacă ea și el boala, se vor infecta toți din casă și vor ajunge în pat cu toții. Mama a suferat de tensiune mare, deci nu trebuia să facă așa ceva. Nana spune că Nazăl avea dreptate, va rămâne acolo singurică. Poira se uită la ea și nu vrea să iasă. Nazl îi cere să iasă. Genet îl ia și îi spune, hai, hai. Poira se mai întoarce odată să-și vadă iubita. Nana zâmbește și face cu mâna, poira îi face și el cu mâna, apoi este pe ușă. Genet spune fiului său că era vorba de câteva zile, dar trebuia să înțeleagă și luagă să nu intre acolo. El promite că așa va face. Nazel zice că va duce vitamine în anei, genet o ia pe nora ei să facă mâncare. Păi Raz însă nu voia să plece de la ușă. Jansel îl cheamă, el spune că se spală pe mâini. Se gândește la biata lui nevastă care era bolnavă cu adevărat și el care crezuse că se prefăcea. Nana îmi spune că erau pe punctul de a vorbi și ea leșinase. Ea haina lui poiraz o mângâie ca și când el ar fi acolo, oftează. Apoi le aude pe poiraz întrebând de partea cealaltă a ușii dacă ea se plictisise în absența lui. Ea răspunde că se relaxa. El o întreabă dacă are nevoie de ceva. Ea spune că abia putea să ține ochii deschiși, nu avea nevoie de nimic. Poiraz adaugă că îi lipsea ceva foarte important și anume el, persoana lui. Nana e mirată de cuvintele acelea. Dacă el ar fi acolo, continuă poiraz, ar avea grijă de ea, dar nu e lăsat să o facă. Fata spunea că avea dreptate, chiar așa trebuia să facă să stea departe de ea. Va încerca să se facă bine cât de repede posibil. De fapt, el se afla dincolo de ușă, deci foarte aproape. Sună alarma pentru medicament și poiraz îi cere ei să nu se ridice că își va intra el și va da pastilele. O să-și pună mască și se rezolvă. Nana nu e de acord. O să-i prinde familia. Păi Raz și zice că se transformase în amas fugitiv care se întâlnea un secret. Nana îi place ce aude. Ea e de acord cu el. Se ascundau mereu de familie. De nenumărate ori o făcuse. Poiva spune că are drumul liber, îi va da medicamentul, va ieși repede, sosește genet care vede ce voia să facă el și îi amintește că i-a promis ceva. El spune că îi dă medicamentele fetei și iese imediat. Genet însă nu e de acord, zice că își poate lua singură pastilele. Apoi femeia o întreabă pe Nana dacă avea nevoie de ajutor. Ea răspunde că nu. Genet îi cere să anunțe dacă avea nevoie de ceva. Apoi îi spune lui Poiraz că a auzit ce a spus soția ta. Nu are nevoie de nimic. Femeia își fiul de acolo. Nana zâmbește și și a medicamentele. Poiraz mai face o încercare de a se apropia de ușa ei, dar mama lui îl prinde și el o compară cu un comisar care patrulează pe acolo. Lui Poiraz se face dor de iubita lui. Se gândește că țineau departe de ea și cu forța chiar în aceeași casă fiind își duceau dorul. Nana îmbrățișează haina lui, o mângâie, se uită la pozele din, te din telefon. raz o sună și o întreabă dacă se simțea bine. Ea răspunde că era puțin plictisită. Dar era bine, totuși. Însă, probabil, lui era bine că stătea departe de acea nebună și-și odihnea mintea. Poiraz zice că nu era chiar așa. Când te obișnuiești cu ceva, îi duci dorul. Ea spune că se bucura că el sunase. Nu putea să doarmă că ce avea dureri. Păi Raza apreciază că avea nevoie de umărul lui, dacă al ar avea, ar dormi bine, făcuse răproba înainte. Ea zice că da, într-adevăr, o făcuse, dormise o noapte întreagă, dar a doua zi el a făcut-o să se simtă foarte incomodă prin cuvintele pe care i le-a adresat. Dar ea se simțise bine cu capul pe umărul său, nu s-a plâns de nimic. După ce iese Jansel în cameră, el o întreabă ce voia să-i zică când a leșinat. Ea se face că plouă și întreabă oare era vorba de ea. Nu-și amintea. Ainur aranjează camera lui Sinan, intră Izghi și spune că pernele fantezie trebuia să stea în sus, pe verticală. Fata spune că Sinan a cerut să le aranjeze pe orizontală. Ezghi adaugă că ea va veni des acolo și trebuie să se țină cont și de opiniile ei. Intră Sinan și întreabă ce se întâmplă, de ce se certau. Ezghi explică și atunci Sinan îi spune lui Ainuc să facă spune Ezghi că era binevenită și o schimbare. Ezghi spune că ea era acolo ca să-l facă fericit pe el și atunci îi cere broșa cu perluță să și-o pune, după care îl întreabă care era povestea acelei bijuterii. Probabil era o piesă mai veche, mai rară și de aceea el o prețuia atât. Ainur nu mai poate suporta și iese pe la bucătărie și își spune construimul în viață, inima ei va rămâne acolo. Mai târziu îl anunță pe procuror că într-o săptămână, maxim două, când terapia se va termina la ieșil, ea se va întoarce la slujba de la comisariat. El e de acord, apoi se gândește că ea mergea pe drumul nou cu acel bărbat și nu mai voia să-l vadă. Sună soneria și apare Givanș care aduce înapoi ceasul lui Jengel, zicând că amicul său îl reparase și funcționa. Fata e foarte fericită. Sinan, auzind astea, își dă seama că greșise în aprecierile lui. Ea nu îl făcuse cadou, doar îl dăduse la reparat. Iar el, de furie și din gelozie, o sunase atunci pe Eschi să-i propună să fie iar împreună. Ce prostie făcuse. Se îndreaptă spre bucătărie să vorbească cu Ainur, însă ea vorbea cu Adalet la telefon și spunea că va, găsea, va găsi cu siguranță o roche care să se asorteze cu costumul lui Givanci și va cumpăra și ei, lui Adalet, o roche nouă până la sfârșit de săptămână. Sinan aude totul stând ascuns după ușă. E disperat când aude că ea se va logodi la finalul acela de săptămână și se întreabă cum luase acea decizie așa de repede și dacă chiar voia să se mărite cu el. Îl sună Lerzan, care îi zice că el era de vină că ea se logoda. La început s-au iubit amândoi pe ascuns, fără să-și vorbească, însă se iubiseră. A părut apoi Eizgy dorința mamei lui de a-l căsători cu ea, de a-i apropia și atunci fata s-a descurajat și și-a propus să-și vadă de viața ei, căci nu mai avea șanse cu Sinan. El se fixase pe relația cu Ezghi, deci apreciază amica sa, el trebuia să acționeze negreșit ca să nu o piardă definitiv pe Ainur. După ce închide telefonul, Sinan se întreabă dacă Lexan avea dreptate sau nu. Ai nu vorbește cu Ghivanj la telefon în bucătărie, el îi spune că familia sa se va ocupa de preparative că cerau mulți. Fata spune că ea o avea doar pe Adalet. El îi cere să se uite la tortul și să aleagă unul care îi place. Sinan se apropie de ea și fata se scuză față de ghivanci, spunând că vor vorbi după servici. Procurorul spune că auzise că avea probleme cu ceasul lui Jenga. Ea explică că nu a mai mers, însă pretendentul ei a găsit pe cineva care îl reparase și acum funcționa. Sinan apreciază că dacă se locodește cu ghivanci, poate îi va da lui ceasul. Fata spune că nu se desparte de acel ceas, era foarte greu să facă acest lucru, însă dacă va fi nevoie, ieși și -o strigă și ea iese din bucătărie. Sinan se gândește că atunci când ei se jucau cu mama lui, ea îl dăduse de îndată, acum că se logodea cu adevărat, ezita să-l dea acelui bărbat. Își amintește momentul în care el primise acel ceas. Jenga îi spusese lui Ainur ca să-l dea acelui bărbat cu care ea vrea să-și petreacă toate orele vieții, adică bărbatul lui iubit. Așa că, adăugase ea, îl va da lui până va apărea acel bărbat în viața ei. Ea termina ce are de făcut cu Ișil și aceasta o solicită să vină în weekend, căci nu reușea să ajungă o udă de-asa ca să petreacă timpul împreună. Fata însă o refuză, zicând că se logoda la sfârșit de săptămână, avea totul planificat și deci nu putea veni. Femeia se bucură mult când aud o felicită, îl cheamă pe fiul ei și comunică vestea. El spune că deja știa și o felicită și el pe Ainur. Ișil o întreabă pe fată dacă avea nevoie de ceva. Ea spune că nu, se pot descurca și singuri. Finan se întoarce în camera lui nervos. În biroul care îi apare un băiețel alergând, intră Ibo și explică că era fiul unor de îndepărtate. Familia lui era în carantină și trimisese copilul la ei să aibă grijă de el. Ibo spune că le va prinde bine, vor vedea cum e la ai copil, o experiență. El așase copilul pe scaun și îi spune să stea acolo. Cara îi dă căioane hârtie să deseneze. Ea spune soțului ei că avea mult de lucru la dosare. Ibo zice că dacă nu se descurcă cu, un, cu unul, cum să vor descurca cu doi copii? Apoi el iese. Copilul se plictisește, începe să se joace cu mingea. Ea îi spune Cara că nu se poate juca cu mingea, acolo era un birou. Copilul chiar ajunge în dreptul biroului, vrea să se uite pe niște dosare, varsă cafeaua care, care se întinde pe un alt dosar, la care fata lucrase o săptămână întreagă. Micuțul spune că vrea să mănânce, era foame. Ea îi promite că o să-i cumpere ceva, dar trebuia să aibă un pic de răbdare să ordoneze lucrurile de pe birou. Șeful ei o sună, o întreabă de un dosar la care fata spune că mai are puțin de lucru și îl va termina. Apoi îi cumpără de mâncare puștului, îi pune și ea, păi dă un laptop unde îi găsise niște desene animate să se uite. Ea îi spune ferm băiatului că pleacă peste 5 minute, pleacă 5 minute la șeful ei ca să-i dea un dosar. El trebuie să fie cu minte, să stea acolo să mănânce, să se uite pe laptop, să nu plece nicăieri până se întoarce ea. Când Cara se întoarce, însă copilul nu mai era în biroul ei. Femeia îl caută peste tot, dar nu îl găsește. Apoi îi spune și lui Ibo că nu știe unde s-a dus puștiul, drept pentru care amândoi încep să-l caute. Sfârșitul comentariului.